ziua, bună ziua, la conferința de presă organizată de CSMG Aflorul Piatra Neamț, înaintea partidei cu CSC Dumbrăvița, din etapa a 17-a a Ligii 2, sezonul 2023-2024. În fața dumneavoastră se află președintele Cătălin Anton, care și urăm la mulți ani cu această ocazie. Vă mulțumesc tuturor și vă doresc. Ștefan Crel și vedeta ultimei etape a echipei noastre, Matei Moraru, autorul a două goluri în partida cu Concordia Chiajna. Domnule Anton, ce așteptări aveți de la această partidă cu Dumbrăvița și din discuțiile pe care le-ați avut cu antrenorii sau, eu știu, și cu alte persoane, cum caracterizați pe Dumbrăvița? Bună ziua tuturor, o primăvară frumoasă vă doresc. Eu sunt născut în această zi de 1 martie. Vestesc primăvara la cea plăvă Piatra Neamț și la acest prilej vreau să reamintesc că totuși în acest sezon, cu toate că am avut un parcurs extraordinar de interesant, cumva mulțumitor, n-am legat victorii succesive care să ne dea confortul unei poziții mai sus în clasament. De aceea eu mizez pe puterea de luptă a echipei, pe caracter, pe disciplină, pe forță de joc și cred că următoarele meciuri vor fi doar victorii și ne vor aduce foarte multe satisfacții. E adevărat că ați propune un obiectiv atât de înalt de a câștiga în următoarele 3 meciuri consecutive, nu este chiar o chestie ușoară, dar bineînțeles orice lucru care ne scoate din zona de confort ne face mai buni și dacă avem cu toții încredere și puterea de a gândi pozitiv și de a da totul pe teren, sunt convins că vom avea această victorie la îndemână. Dumbrăvița este un pas pe care o piedică drumul nostru către play-off pe care trebuie să-l depășim, fără doar și poate, dar în același timp să nu uităm că după aceea mai avem un meci extraordinar de greu în deplasare cu Csereda, care este una din competitoarele noastre directe, la fel cum a fost și Chiajna. Punctajul pe care îl avem la ora actuală nu ne garantează 100% participarea în play-off, însă ne dă o opțiune extrem de serioasă. Să nu uităm că toate echipele de la locul 11, care au încă 22 de puncte, 23 de puncte, sunt posibile matematic pentru a accede în play-off. Dar în același timp să nu uităm că și Gloria Buzău, de exemplu, sau Mioveni, care sunt echipe care sunt în fața noastră în clasament, ar putea face niște pași greșiți. Așa că a face niște estimări ținând cont de jocul rezultatelor nu poate fi cea mai fericită opțiune pentru noi. Și în consecință, singura și cu adevărata opțiune este doar să câștigăm cele 4 meciuri ca să fim la mâna noastră, cum se spune, și sunt convins că vom avea parte de bucurie și victorii și satisfacții. Odată ajuns în play-off, veți vedea că vă face figuri extraordinar de frumoasă și acolo și poate, de ce nu, să avem un acces direct în Liga 1. Ștefan, tu ai mai fost în meciul de-astea așa cu viză. Ce așteptări ai de la vestiar și ce așteptări ai de la public pentru meciul ăsta? Asta e meci mâine. Este cel mai important, pe că am spus un profesor, avem 4 finale, șocat cu Chiajna prima și mâine la fel. În mod diferență, cel mai important de 3 puncte. Și după ne vedem. Acum, astea săptămână, am fost foarte bine în vestiar. Cost tot înțeles. Prima victorie și acum mai mult faci treaba pentru treaba victorie și după ne vedem. Și pentru Pape, mulțumesc mult pentru K7, pentru support în Chiajna. Asta a fost foarte frumos și ne vedem mâine. Este cel mai important. Să poartă mult în stadion și facem pentru tot, pentru Aș, 3 puncte. Aștepți un număr mare de spectatori, având în vedere miza jocului, având în vedere importanța jocului?
you wait a big number of people because on the stadium. Because of the importance of the game? Nu, because asta e proces. Am fost cu asta e club în Liga 3 și acum Liga 2 și facem rezultate și timp facem proces, victorii și intră în play-off și tu pe la. Știi, facem treabă bun și mai mult se poate la stadion. Eu nu interesat să primă șoc înainte și 5.000 se poate și asta și facem un club, Chuck Lowry e istoric, știi? Și acum cu proces aștept, pam, pam, facem cum rezultate și mai mult. Da, dar vreau să precizez că totuși aportul spectatorilor este teribil de important. De aia vă invităm pe absolut toți cei care înțelegeți acest fenomen, toți cei care iubiți echipa, să veniți în număr cât mai mare mâine la stadion. Este foarte important ca suportul psihologic și pentru toți băieții din echipă și de ce nu să fim părtași și martori la o victorie deosebită care ne ajută să mai facem un pas către obiectivul nostru care se numește play-off. Matei, ai avut o perioadă bună și foarte bună în toamnă, a apărut o accidentare și ai revenit în forță. Din punct de vedere mental, ce te-a ajutat să treci peste accidentarea respectivă și peste momentul acela în care erai intrat în echipă, a început să joci, cum ți-a fost perioada asta și cum ai ajuns la realizarea de la Chiaj? Bună ziua! Accidentarea aceasta m-a făcut mai puternic. Mi-a dat un pic o pală peste cap că, până la urmă, fotbalul poate azi ești, mâine nu ești și trebuie să muncești din ce în ce mai mult ca să fii mai bun. Colegii m-au ajutat foarte mult să trec peste această accidentare. M-au susținut mereu și m-au așteptat cu brațele deschise. Și sper să țin tot această pantă ascendentă în continuare. Tu ții încă de universitatea acolo și de acolo te-a sunat cineva? Ai vorbit cu cineva în această perioadă? Că n-am vorbit, dar mi-au propus ceva contract de continuare, dar n-am vrut să semnez și adică vara rămân liber. Tu de la vara rămâi jucător liber de contract. Exact. Indiferent dacă Ceahlău promovează sau nu, rămâne prima opțiune, având în vedere că ești acasă? Mereu va rămâne Ceahlău prima opțiune. Domnule președinte, Dumbrăvița este o surpriză pentru dumneavoastră sau poate fi considerată o echipă care să aibă pretenții la să mai aibă pretenții la play-off? Știe toată lumea, bănuiesc că toată lumea a citit prin presă că au fost niște probleme acolo. Deci undeva lotul s-a schimbat la ei în proporție de 50% și niciodată nu trebuie să uiți că cei care intră, cei mai noi care intră pe teren au ceva de demonstrat. Trebuie să tratăm jocul cu extrem de multă seriozitate. Deci nu trebuie să intrăm pe vârfuri, cum se spune, pe teren. Iar diferența dintre victorie și un rezultat nefavorabil este dată doar de determinare, de gândul pozitiv de a ieși învingători. Și eu cred că la ora actuală suntem pe un val de succes și sper ca băieții noștri să profite de acest amănunt. Deci nu doar că sper, sunt absolut convins că mâine va fi o zi frumoasă. Cred că toți băieții și-au ales baba în acest interval pentru 2 martie și mâine vom sărbători victoria. Ștefan, doar 4 victorii ne duc în play-off? Sau mai facem și alte calcule? Focus pentru mâine. Doar pentru mâine? Da, doar pentru mâine și după ne vedem. Nu te gândești deloc la meciul celălalt, la ceea ce urmează, la Ciuc, ceea ce urmează cu Spapa acasă? Asta e mâine importantă, foarte importantă și tu avem în săptămână și tu pregătit pentru Crăciun. Pe mine foarte importantă pentru tot oraș, pentru să poartăm, facem 3 puncte și avem weekend frumos. Ai văzut ceva imagini cu Dumbrăvița? Te-ai interesat? Te-ai uitat la ceva? Eu personal faci tot vizionare cu highlights la SofaScore, puțin și rest facem azi și mâine. Azi pregătire cu tot echipa și rest ne vedem mâine la teren.
Matei. Câte goluri de? Cel puțin unul, sper, dar mai important sunt cele 3 puncte. Dacă vine și un gol în contul meu, este mai bine. Ai mai gravă vreodată acasă? Încă nu. Încă nu. Sper să fac. A venit timpul, nu? Așa a zis. Te-ai interesat, nu te-ai interesat de Dumbrăvița? Cum ai caracteriza echipa asta, dacă știi ceva despre ea? Sincer, nu mă uit la adversari, mai mult mă bazez pe ce facem noi ca echipă, iar după toate vin de la sine. De la ambii jucători vreau câte un mesaj pentru suporteri. Stefan. Iubesc Avenul și Nicul, hai la cioc, hai la stadion, hai cioc. Matei. Aș ruga pe toți care puteți să veniți mâine la noi să ne susțineți, ne veți ajuta foarte mult și ne doresc să vă facem bucuroși. Domnul președinte? Nimic nu se poate spune mai mult decât faptul că ne dorim victoria și fiți alături de noi pentru celebrarea acestea. Veniți în număr cât mai mare. Hai, Ceahlăul! Mulțumim frumos!